Primăria Municipiului Giurgiu a găzduit astăzi un prim eveniment în cadrul inițiativei Danube Tour cu titlul Strategia Dunării, oportunitate de a dezvolta regiunile din Europa, organizat de Camera de Comerț Bilaterală România-Bulgaria. De la prezidiu au făcut parte persoane importante din administrația română și bulgară, europarlamentari, dar și parlamentari, experți și reprezentanți ai comunităților de afaceri regionale și naționale, precum și ai societății civile. Întâlnirea a debutat cu un moment extrem de important, și anume semnarea unui acord de cooperare între municipalități din Ruse și Giurgiu în cadrul proiectului de parteneriat pentru titlul de capitană culturală europeană în 2019. Aceste relații de bună colaborare, de bună vecinătate și susținere reciprocă vin să întărească acest demers inițiat de către dumneavoastră. Vă rog să fiți ferm convins că orașul Giurgiu, locuitorii acestui oraș, factorii responsabili din acest oraș, vor fi întru totul alături de dumneavoastră și la sfârșitul anului viitor să ne bucurăm împreună când veți primi titlul de capitală europeană a culturii. Ruse și Giurgiu declară voința și dorința sa да се явят заедно на това престижно състезание на градове в Европейския съюз. Да фи într-un час bun. Evenimentul a continuat cu o serie de prezentări și discuții, de la care vă vom prezenta imagini în jurnalul de știri de luni seară.